Bună seara, dragii mei! Iată că după multă așteptare, în această seară a venit momentul să vă dezvălui surprizele despre care vă vorbeam. Iată despre ce este vorba. Despre o balanță, un bilanț, o analiză parțială și oarecum finală pentru anul 2006. Și mă refer la High Life. Dar să vă explic încetişor. În această seară voi lansa concursul High Life 2006. Concurs ce va avea două mize, și anume, 12 dintre dumneavoastră vor câștiga o grămadă de premii și vă voi spune imediat despre ce este vorba și, în al doilea rând, prin votul dumneavoastră, va trebui să-i desemnați pe cei mai buni. Cei care s-au prezentat în fața dumneavoastră de la începuturile acestei emisiuni, cu bune și rele, cu defecte și calități, cei pe care i-ați judecat și cei pe care i-ați lăudat. Începând de săptămâna viitoare, veți avea ocazia să-i votați. Vor fi împărțiți în 11 categorii. Veți putea vota în fiecare săptămână o categorie. Votul pentru prima categorie va începe vineri 22 septembrie și se va sfârși vineri 29 septembrie la orele 23:15. Veți face cunoștință cu fiecare categorie în toate din cele 11 săptămâni. În cea de-a 12-a săptămână, care va fi undeva înainte de Crăciun, îi veți vota pe finaliștii tuturor categoriilor pentru a-l desemna pe câștigătorul High Life 2006, cel mai bun. Vom vedea cine va fi. Ce aveți de câștigat dumneavoastră în treaba aceasta? O mulțime de premii pe care vi le voi dezvălui imediat. Premiile le puteți câștiga trimițând SMS la un număr de telefon care vă va fi comunicat săptămâna viitoare. Știu că ați primit multe informații într-un timp prea scurt, astfel că vom trece direct la acțiune pentru a putea înțelege mai bine. De săptămâna viitoare lansăm prima categorie pe care va trebui să o votați. Este vorba de management sportiv și aici concurează în fața dumneavoastră Gigi Becali. Nu mă puneți pe mine să fac filozofia soțului care înșală și a femeii care înșală, dar bineînțeles că dacă vorbim de femei și n-aș vrea, nu sunt misogin, deși la noi, la români, femeia și are rolul ei și bărbatul și are rolul ei în familie și în viață chiar, bineînțeles că femeia e cea care a făcut primul păcatul de la Adam și Eva, nu? Da. Și femeia e cea care instigă la păcat, care ispitește bărbatul. N-ați văzut dumneavoastră ce v-am spus? Când veniți la mine să facem emisiunea, să veniți de ce întâmplătate. Și m-am conformat, și v-ați conformat, că dumneavoastră, de exemplu, sunteți o femeie frumoasă. Și dacă o să veniți, când vă văd pe la emisiuni cu decolteu, când mergeți la un bar, la o discotecă sau chiar la emisiune, sau unde stați în colegiu, unde lucrați acolo, deja sunteți ispita diavolului. Dumitru Dragomir. Eu sunt în High Life-ul, nu al politicii, dar al Bucureștiului, de ani de zile, pentru că eu sunt tot un parvenit de la țară, dar am parvenit de mai mulți ani, așa că nu sunt ca cei care s-au pricopsit peste noapte, așa, bătând din palme, au avut funcții și au și luat de la, în averea statului, tot ce au putut. Eu muncesc de vreo 40 de ani și muncesc cu folos, am strâns câte puțin, câte puțin. Înainte, cine avea un Kent, o cafea, un apartament la bloc și o Dacie 1300, se considera bogat. Acum, dacă n-ai 2-3 fabrici, 2-3 combinate, de la 200 de hectare, la, eu știu, după părerea mea, de la 2000 de hectare în sus, de pământ, parcă nu ești în High Life-ul bucureștean. Atunci mai era rușine, mai era frică. Acum a dispărut și rușinea, și frica, chiar și frica de Dumnezeu. Parcă nu mai avem niciun Dumnezeu în comportamentul de zi cu zi. Dacă nu-ți dă Dumnezeu noroc de o nevastă bună, să alege praful de toată inteligența ta de bărbat. Și istoria dovedește că am dreptate. Mie mi-a dat Dumnezeu noroc de o nevastă frumoasă, deșteaptă și a dracului, care să mă ierte că a putut să țină de mine. Și eu am fost un bărbat, și am fost tânăr, și eu am fost nestăpânit așa, dar ea a putut să scoată ce e mai bun din mine, așa cum a scos și din copii. Și aici, eu fiind un familist din familie statornică de ani de zile, i-am mai dat ascultare. Giovanni Becali. Mă făceam un traficant de substanțe toxice. Știu eu ce mă făceam, că îmi plăcea aventura asta. Poate mă făceam ca o bui, actor de ca o bui.
Era timpul lui John Wayne, dracu, poate emigram. Pentru că țările astea în care mergeai atunci, Italia, Franța, Germania, în care ajungeai prima stațiune, aveai dreptul să faci cerere de emigrare în Canada, în America și așa mai departe. Eu am vrut să rămân în Europa, că mi-a plăcut Europa. După 90 puteam și eu să fac o facultate, să fiu un avocat, dar am zis, decât să fac, să fiu un avocat fals, mai bine să am avocat, să rămân așa cu bacul care l-am acasă și cu niște avocați, să-i plătesc pentru ceea ce fac eu. Eu am renunțat pentru că am fost o brânză bună în bordul de pâine. Aveam dolari în buzunare, aveam mărci, aveam bani și pentru 2 dolari de urnă eu am preferat să rămân acasă. Am preferat să stau în față la Lido, la Ambasador, la ATN, la Inter, să mănânc la restaurant, să văd și programul la barul de noapte și așa viața mea s-a schimbat. Banii sunt foarte importanți. Fără bani nu poți să vorbești de alte lucruri. Având bani poți să vorbești de orice. Neavând bani, te ceri cu nevastă. 95% din discuțiile familiale sunt de la bani. Poate să-mi spune mie orice. 5% sunt gelozia, trădarea, 95% sunt bani. Cristi Borcea. Atunci, în 89, m-am lăsat și m-am dus, era un fiind al meu gestionar la Buteli și m-am dus la Buteli. Când am văzut câți bani se câștigă acolo, am zis că... Asta-i viitorul. Nu ăsta-i viitorul. Decât să ajung să joc în divizia B, mai bine... Mai bine Buteli. Mă duc să câștig ca și cum aș juca în Champions League. Și ai renunțat la fotbal. Am renunțat la fotbal. În ce a constat afacerea cu buteliile? Nu, eram angajat gestionar, dar dacă vă aduceți aminte... Era criză de butelii. Ești din comun. Erau 3.000 de oameni pentru 240 de butelii. Erau, nu știți, făceau... Se ieșea în stradă, era o nebunie mare de tot. Și Gică Popescu. Eu îmi duc viața așa cum consider eu de cuvință, cu siguranță că nu sunt o persoană care frecventează foarte mult, eu știu, viața de noapte, în niciun caz. Am cercul meu de prieteni, sunt un tip foarte discret prin ceea ce fac, încerc să ies foarte puțin. Pentru mine, high life-ul înseamnă prietenii și familia mea. De ce nu mergeți la evenimente mondene în mod obișnuit? Nu, pentru că nu-mi plac. Nu-mi plac și eu sunt convins că foarte multă lume face acest lucru pentru că trebuie să fie acolo. Vor să apară pe micile ecrane, însă eu nu doresc lucrul acesta. Nu doresc și nu mă duc că nu doresc să apar, nu doresc pentru că nu-mi place. Încerc să-mi găsesc, să-mi petrec timpul liber altfel. În momentul în care mi-ar fi plăcut, aș fi mers chiar dacă aș fi fost sau nu fotografiat. Însă nu face parte din modul meu de a-mi petrece timpul liber. Dragii mei, timp de 11 săptămâni o vom ține tot așa cu aceste premii. Vă veți obișnui cu timpul și veți înțelege mai bine despre ce este vorba. La sfârșit vom pune în joc, pentru cel care îl va desemna pe câștigătorul High Life 2006, un ceas Bulgari cu o valoare estimată de 5.000 de euro și un voiaj în doi la celebrul hotel Bellagio din Las Vegas. Veți gusta puțin și din America. Cu cât veți trimite mai multe SMS-uri, cu atât aveți mai multe șanse de a câștiga premiile puse în joc. Bijuterii Micri Gold, servicii de beauty oferite de Mico Beauty Center, vestimentație oferită de Nora B, încălțăminte de lux oferite de Exquisite și vă veți modela corpul mergând la fitness și spa la World Class. Veți conduce de vineri până luni un BMW seria 1, pe scurt veți merge acolo unde merge lumea bună și veți sfârși prin a face parte din ea, probabil. Câștigătorii vor fi oricum filmați atunci când își vor primi premiile. Și acum să ne aplecăm pe subiectele din această seară. Victor Ponta, între politică, iubire, pasiune, viață și destin. Va concura și dumnealui, însă la altă categorie și nu în această săptămână. Să urmărim. Domnule Ponta, de la ultimul nostru interviu s-au întâmplat foarte multe lucruri în viața noastră. Da, se cam întâmplă tot timpul, nu mă plâng, n-am o viață plictisitoare, dar de altfel, nu știu, în România parcă se întâmplă o mulțime de lucruri sau poate că reușește presa să le găsească mai ușor. În primul rând, ați divorțat.
Da. Deși atunci când am făcut interviul, îmi spuneați că dumneavoastră credeți în valorile familiei și așa mai departe. Și oricum, arătați mai bine acum. Aveți un aer mult mai deschis. Cred în faptul că e important pentru o persoană publică să aibă, să aibă o viață liniștită și fericită, da, în privat. Și pe cât se poate să-și o etaleze cât mai puțin viața privată. Ceea ce ați reușit până acum cu mare succes. Adică mai mult sau mai puțin? Până la momentul divorțului, eu zic că... Asta nu înseamnă că nu sunt și eu și toți ceilalți politicieni sau artiști, nu suntem oameni ca toți ceilalți, cu succese și insuccese în viață, cu drumuri care se închid și care se deschid. Fraza asta banală, că suntem și noi oameni ca toți ceilalți, este extrem de adevărată și de asta spun. La ce vârstă v-ați căsătorit? La 25. La 25. Nu știu câți ani aveți acum, dar... 34. Mulți înainte, deci mulțumesc. A durat ceva. Emoții, e adevărat, da. Că atunci când te căsătorești de tânăr, nu știi foarte bine ceea ce vrei și că după 30 de ani se schimbă opțiunile și te maturizezi, se schimbă caracterul și îți dorești altceva? E adevărat. Poate că nu există reguli în viața privată și în... Poate să fie așa, poate să nu fie. Fiecare până la urmă își trăiește viața lui după niște reguli pe care până la urmă și le face. Cel mai rău e să trăiești după cum spun alții, asta e foarte clar. Dincolo de ce a fost bine sau rău, în general a fost bine. Succesul oricărui cuplu, cred că la un moment dat se măsoară prin copii. Și dacă mă laud cu ceva și dacă sunt mândru de ceva pe lume, e Andrei, da, categoric. Băiețelul a rămas la mamă? Bineînțeles. Și îl vedeți destul de des, bănuiesc, nu? Cât de des pot, orice pauză în program sau uneori chiar trec peste lucrurile mai importante, mai ales dacă apuc să-i promit că ne vedem, că mergem la piscină sau undeva la joacă, cam las. Până la urmă e prioritatea numărul 1. Atât cât pot, sigur că da. Mă gândeam acum în timp ce vorbeați că este o situație asemănătoare și la un alt partid, la PNL, cu domnul Băureanu, care la fel a trecut printr-un divorț, are un copil și tot așa s-a căsătorit de tânăr și așa mai departe. Credeți că politica poate influența într-un fel sau va influența într-un fel viața de familie? Cred că e foarte greu să ai o viață de familie normală când ești o persoană publică și mai ales când ai un program așa cum are un politician, fie la putere, fie în opoziție. Pentru că e foarte greu să explici de ce ședințele sunt mai importante sau de ce aparițiile la televizor sau de ce diverse dezbateri ale noastre care... Sigur, sunt importante pentru noi politicienii, pentru familie sau pentru restul lumii, sunt până la urmă niște lucruri. Dar totuși în weekend-uri bănuiesc că aveați timp sau, No, weekend-ul ca președinte TSD, probabil că trebuie să mergeți în țară, nu? Weekend-ul, în mod normal, pentru un politician e cel mai aglomerat, pentru că sunt acele invitații pe care nu poți și nu e bine să le refuzi. Sărbători ale diverselor localități, sunt și eu deputat și ceilalți colegii ai mei, sunt întâlnirile, pentru că oamenii general muncesc de luni până vineri și atunci mai au timp și de câte ceva de politică. Sunt emisiuni care se finalizează cu mese și... Și aici e un alt dezavantaj. Faptul că și mai ales pentru bărbați, femeile sunt mai grijulii cu partea fizică, dar noi cel puțin foarte greu de la mesele acestea politice și tovărășești. O să vă uitați la colegii mei și mai tineri și mai în vârstă decât mine. Da, prind proporții. Pentru mine e o mare teamă, dar pe de altă parte, cum să refuz seara pe o masă? Gândesc, sau... Când vă duceți în țară, președintele TSD trebuie să fie foarte bine tratat și... Nu, dar nu există jignire mai mare pentru colegii de acolo. Pot să nu le spun nimic de politică, pot să-i cert pentru rezultate, pot orice, dar să nu-i refuz la masă. Dacă îi refuz să stau cu ei la masă, e poate semnul cel mai rău pentru ei, așa încât sigur că aud tot timpul, nu trebuie să mănânc seara, sau, dar pe de altă parte
sincer, e foarte greu să evit. E o problemă mare de tot și, glumind așa, spuneam că parlamentarii și politicienii n-ar trebui să depună declarații de avere când intră și când ies din funcție, că unii își mai ascund averile. Ar trebui să pună declarația de greutate. Câte kilograme au intrat în Parlament și cu câte ies? Deci mănâncă mai mult. Da, categoric. Și regimul e mai sedentar. Da, sincer, vă place să participați la aceste întruniri? Adică vă face plăcere sau este o obligație, un fel de obligație? Nu, îmi place. Mă simt ca peștele în apă, cum spunea unul din autorii mei favoriți, Mario Vargas Llosa, care povestea de viața lui în politică, fiind un scriitor celebru, s-a băgat și în politică și a și spus când s-a băgat în politică s-a simțit ca peștele în apă. Nu, îmi place și politicienii de succes sunt cei care se simt bine la întâlniri, pornind de la cei mai cunoscuți din politicienii noștri. Pe de altă parte, nu-mi place ipocrizia unora dintre colegii mei care spun cât se sacrifică pentru, vai ce greu iese. Nu te ține nimeni cu forța în politică. Cum te dai deoparte, cum se găsește cineva să-ți ia loc? Îmi place, e viața și cariera mea și avantajele sunt mai mari decât dezavantajele. Asta așa e. Ce strategie ați încercat să adoptați de-a lungul timpului și, în general, la ce strategie vă gândiți să adoptați pentru a vă feri de dușmani? Pentru că în viața politică intervin tot timpul, chiar în partidul din care faceți parte. Este un partid mare și s-au văzut. Tot timpul au fost... Știți ce se învață cu timpul și încerc și eu să învăț, ca și ceilalți mai tineri? Că, până la urmă, în politică n-ai dușmani și, din păcate, nu prea ai prieteni. Cel care cu o lună înainte ți-a fost adversar, poate să-ți fie astăzi aliat și mâine din nou adversar. Important este să găsești un grup de oameni care, până la urmă, cred sau au o strategie comună, așa cum ați spus. Au niște obiective comune. Din păcate, obiectivele după un an, după 5, după 7 se despart. Și ați văzut, cei mai mari prieteni în politică ajung cei mai mari dușmani. Sau cei și mai... din nou prieteni și tot așa. Și din nou se reunesc. Până la urmă, politica, din păcate, aici pentru mine a fost mai grea adaptarea și probabil și pentru alții. Nu e ca la sport. Acolo eram obișnuit, suntem o echipă, câștigăm, pierdem, mergem împreună, ne ajutăm. La politică, din păcate, echipa ține doar la câștig. Când pierzi în politică, se sparge imediat echipa. Vă implicați sufletește vreodată? Bineînțeles, nu... În politică? Nu. În politică, sigur. Mă consum... Mă enervez, bat cu pumnul masă, mai țip câteodată, chiar dacă sunt o fire extrem de controlată și încerc să nu las să se vadă exact ceea ce simt sau ce gândesc, dar da, sunt unul dintre cei, să zic, fac cu pasiune politică. Cam tot ce am făcut în viață mi-a plăcut foarte tare și cât am fost procuror, am fost un procuror extrem de pasionat și mai că plângeam când nu-mi ieșeau un dosar sau când... Nu, cred că atunci când nu-ți mai place ce faci, se simte imediat și avem o mulțime și de politicieni și de... Nu știu, și de prezentatori la televiziune care vezi că fac de nevoie ca să-și câștige un salariu. Nu, îmi place ce fac și mă implic. Și mă bucur foarte tare când am un succes și mă ustură foarte tare la orice înfrângere. Apropo de asta, ce șanse credeți că mai are PSD să ajungă la putere? Foarte mari, sincer. Nu, e o emisiune politică și nu cred că e nevoie de fraze mari. Roata se învârte în politică și... Da, dar cum tot românul face politică și această emisiune poate să atingă. Absolut. De asemenea, tot românul știe că roata se învârte și că suntem cu toții un popor extrem de schimbător. Pe cine am înjurat cel mai tare astăzi, mâine poate îl votăm. Pe cine l-am votat și l-am lăudat cel mai tare astăzi, mâine îl înjurăm cel mai tare. La fel se întâmplă și la fotbal. Ați văzut, dacă câștigă un meci, sunt deja niște zei toți jucătorii. Au pierdut și ei un meci că s-a întâmplat. Deja sunt niște criminali, să-i executăm pe toți. E soarta, până la urmă, a celor extrem, care stau foarte mult în față. Cred foarte mult într-o politică, până la urmă, destul de normală, cu nici un partid sau două partide destul de mari, care unii fac cât pot, îi mai schimbă populația după 4 ani sau după 8 ani. Aici poate ne departajăm. Nu, aici vreau să aici vă întreb, dacă credeți că va reveni acum sau peste încă 4 ani? Am un mare avantaj. Peste 8 ani o să am 42 de ani. Și chiar cred că politica egoismul la nivel înalt... Egoismul zodiei, da. Zodiei dumneavoastră. Deci vă gândiți în primul rând la dumneavoastră. Mă gândesc la mine și la grupul meu, care
undeva în jurul vârstei de 35 de ani, chiar cred și mă uit la oameni. Oamenii spun, sunteți simpatici voi ăștia tineri din politică, dar să vă mai coaceți puțin undeva după 40. Deci, până la urmă, nu e sfârșitul lumii. Sau oricum, dacă revenim peste 4 ani, probabil că peste 8 ani o să fim în opoziție. Și atunci mai bine să reveniți peste 8. Nu, cel mai bine este când revenim, sigur, cât mai repede. Că de-aia vă spun că spre deosebire de sport se vrea victoria cât mai repede. Problema e până la urmă însă dacă reușești să lași ceva în urmă și când ești întrebat, băi, ai stat acolo pe scaunul la 4 ani sau cât ai stat, 2 ani, ce a rămas după tine? Dacă ai ce să răspunzi la chestia asta, e deja mult mai bună viața de politician. Credeți că peste 8 ani aveți șanse să deveniți președintele României? Nu, și nici nu-mi doresc în peste 8 ani. Dar prim-ministru? Nu știu, o să văd. Îmi place politica. Și în politică nu trebuie să-ți pui, eu vreau să fiu ministru comunicațiilor sau ministru sau președintele nu știu cui. În politică sunt anumite poziții extrem de importante, îmi place foarte mult viața parlamentară și vreau să, sigur, nu o să fiu niciodată ministru, nu știu, industriilor sau transporturilor, că nu mă pricep la așa ceva, mă pricep la justiție, mă pricep la legi, că voi fi în parlament sau în guvern. Sunt politician și îmi doresc să ajung în funcție. Nu poți să faci politică dacă nu ai ambiție și dacă nu vrei la un moment dat. Nu-mi plac cei care spun, știți, eu nu vreau absolut nimic. Aceia sunt cei mai periculoși. De fapt, vor foarte mulți și nu recunosc. În ce relații sunteți cu domnul John? Foarte bune. Însă atunci când nu sunt de acord, cu el îi spun. Sigur, prefer să nu-i spun în public, pentru că, până la urmă, o contestare în public îi reduce puțin din autoritate. Dar îi spun, așa cum i-am spus și lui Adrian Năstase, care aveam o relație chiar, să zic, mai distanțată. Era profesorul meu, era cel care m-a adus în politică. Dar era și o relație de suflet în același timp, nu? Absolut. E cel care mi-a dat o șansă extraordinară, care m-a luat din procuror și a zis, hai, vino să încerci încoace mai departe. Însă sunt genul și la parchet, când eram printre cei mai tineri procurori, când nu-mi place ceva sau nu sunt de acord cu ceva, o spun. Sigur, cu riscul că nu sunt un subordonat comod, dar sunt un subordonat eficient. Ceea ce au apreciat cam toți șefii mei. Apropo de asta, în ce relații mai sunteți cu domnul Năstase? Exact cum vă spuneam, de respect, ne întâlnim...